Conducerea primăriei din Drobeta Turnu Severin a pus la punct un proiect complex de reabilitare și modernizare a parcurilor din municipiu de reședință de județ. În prezent se lucrează la Parcul Gărzilor Patriotice, amplasat în partea de est a orașului, care va pune în valoare intrarea dinspre Craiova. Primarul Marius Creciu își dorește să le ofere cetățenilor spații moderne și interactive, unde să-și poată petrece timpul liber. Astfel, mai multe parcuri din municipiul Drobeta Turnu Severin au fost reabilitate și modernizate, precum Parcul Tineretului, dar și cel al Gărzilor Patriotice, la care se lucrează și în prezent. Este o continuare, de fapt, a lucrărilor de anul trecut. Au mai rămas câteva lucruri de făcut, le-am continuat anul acesta. O parte din acest parc l-am reabilitat, l-am refăcut pe fonduri europene. Nu am avut, deci banii europeni n-au fost de ajuns să reabilităm întreg parcul. O să continuăm dacă putem pe fonduri europene, dacă nu o să continuăm și pe banii noștri ai primăriei. Este, cum spuneți noastră, un parc important pentru cartierul nou format, dar de fapt este și o poartă de intrare în orașul nostru. Cum intri în Turnul Severin dinspre Craiova pe partea dreaptă, era acest parc, sau este acest parc, ce arăta destul de rău la un moment dat. Primăria va reabilita toate parcurile importante din municipiu, precum Debarcaderul, Parcul Rozelor, Gării și Dragalina din grădina fostei maternități. Avem un proiect generos, vă spun, pentru parcurile din municipiul Drobeta Turnu Severin. Lucrăm la studii de fezabilitate pentru Debarcader și avem documentele necesare să le depunem și pentru celelalte trei parcuri, Rozelor, Gării și Parcul din Dragalina, cum se cheamă, dar vorbim de parcul din grădină, de la fostul spital din grădină. Dacă reușim să extindem gazele, să reabilităm parcurile, putem spune că chiar facem ceva important anul acesta pentru municipalitate. De asemenea, se lucrează la primul parc smart din Drobeta Turnu Severin, unde severinenii de toate vârstele vor beneficia de bănci inteligente alimentate cu energie solară, mese de șah, spațiu de joacă pentru copii, dar și iluminat pe LED, dotat cu panouri fotovoltaice. Sala polivalentă, dar și zona din vecinătatea blocurilor ANL vor fi puse în valoare cu ajutorul acestui proiect inovator, finanțat în întregime din fonduri europene.